Ion Iliescu a fost operat ieri la Spitalul Elias. În vârstă de 81 de ani, fostul președinte al României a fost internat din cauza unor probleme la colon. Deși operația nu a fost una dificilă, Ion Iliescu va mai rămâne în spital pentru că medicii se tem de o hemoragie. Operația la care a fost supus Ion Iliescu a fost una de rutină, spun medicii. Fostul președinte a avut un polip de un centimetru pe colon care a fost înlăturat endoscopic. Intervenția a fost una de scurtă durată, a fost fără niciun fel de complicații și pacientul este în stare bună și probabil că va mai rămâne o zi pentru supraveghere în spital. Deși intervenția nu a fost complicată, cu fostul președinte pe masa de operație, medicii au avut ceva emoții, mai ales că pacientul are 81 de ani și trebuia anesteziat local. Au fost probleme legate de faptul că dânsul are o vârstă, are o patologie asociată, dar s-au luat toate măsurile de siguranță, astfel încât lucrurile să poată fi făcute în condiții de securitate maximă. Operația pe care a suferit-o ieri Ion Iliescu a fost programată din noiembrie anul trecut. Atunci, fostul președinte a fost internat de urgență din cauza unei colici biliare. Deci nu are probleme majore de sănătate. La fel de optimist era și pacientul. Cum vă simțiți în primul rând? Bine, bine. A fost un pic deranjament. Și am mers pentru un control. Acum aveți și perioada de recuperare? Sau? Nu, m-am recuperat. Ion Iliescu a mai fost operat în 2005, tot la Spitalul Elias. Atunci, medicii i-au introdus 5 stenturi de lărgire a arterelor care alimentează inima cu sânge.